Anastasia Mișenko este acrobat de circ și vine din Odesa, Ucraina. Concurenta de la România au talent, sezonul 12, a visat să ajungă pe marile scene ale lumii, iar visul ea a fost îndeplinit. Mă numesc Anastasia, sunt din Ucraina, am 30 de ani și sunt acrobat la circ, iar astăzi voi arăta numărul meu la bara suspendată. Îmi doresc foarte mult să lucrez pe marile scene. Când eram mică mergeam cu părinții la circ și urmăream acrobații și acesta era visul meu. L-am cunoscut pe soțul meu când aveam 16 ani și ne-am îndrăgostit. Am început să fac acrobații și am devenit acrobat la circ, iar el m-a învățat. Ne-am antrenat împreună el este antrenorul meu, a spus Anastasia, înainte de a urca pe scena de la România au talent, sezonul 12. Jurații de la România au talent 2022, Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, au rămas uimiți de numărul prezentat de Anastasia Mișenco la România au talent, sezonul 12. Cei patru jurați a emisiunii Românii au Talent 2022 i-au oferit concurentei din Ucraina doar voturi pozitive, iar Anastasia Mishenko a trecut în etapa următoare a emisiunii Românii au Talent, sezonul 12. Uneori ne vine destul de greu să ne găsim cuvintele pentru că încercăm să spunem ceva relevant pentru tine și dacă se poate să se ridice la aceeași înălțime la care te-ai ridicat și tu, ceea ce este foarte dificil. Ești un acrobat desăvârșit. Nici nu vreau să mă gândesc câte de muncă în spatele acestei povești. Noi de multe ori uităm câte de muncă în spatele unui număr ca acesta. Ne-ai zăpăcit, ne-ai luat mințile, dar ne-ai luat și cuvintele. Cam pe aici este nivelul talentului tău, a spus Andi Moisescu. Este admirabil, eu ca și femeie sunt mândră să văd o altă femeie făcând lucrurile astea. Pentru mine ești pe lista femeilor pe care le admir. Efectiv, ne-ai hipnotizat, ești și o femeie frumoasă, i-a spus Andra concurentei de la România au talent.